imbecil, neputincios, clar neputincios de cea mai joasă speță, care n-ai argumente, n-ai vorbe, n-ai ce să vorbești, înjur copii nevinovați care sunt puri de la Dumnezeu. Băgămești pula în familia ta și mâncate arcangelul, băgămești pula morții tăi și în toată familia ta de scursură, de pula în giu, stai că spun eu acum toată povestea ta, să te audă toată România cine ești tu, cățeluș de la Clejan, un lăchit în gură, un muritor de foame care cade casa pe tine, să moară copilul meu, dacă nu sticlele mele din spate de aici, să moară toată familia mea, de nu se mai scumpe ca casa ta care cade pe tine, aia de chirpici. Și tu mă înjuri pe mine de copii și pe fratele meu, mă băgămești pula în toată rasa ta de slugui. Eu de cine să te înjuri? De copilul porumbiță și de copilul lui ăștia care te-a lăchit și ți-a lăsat copiii în ură? De ce să te înjură pe tine fătuți morți în gâtă orfan de ratat bulangiu? Tu vorbești că îi prins tu pe frații mei? Păi ia du-te să moară toată familia ta, du-te și întâlnește-te cu ea acum. Dacă pune Salvatore mâna pe tine, să moară toată familia mea dacă nu-ți rupe maxila. Dacă dintr-un pumn nu te bagă în comă, nu-ți rupe coloana dintr-un pumn, să moară mie familia mea. Dacă tu mai te miști, nu dai în bâțială de-n picioare. Dacă-ți dă Salvatore. Ela, te pupe la. Frații, păi ieși acum, du-te că ies afară toți. M-a sunat până acum, te-ai înjurat toți că te mierlește dacă te prinde vreunul. Ia du-te și caută de achiși, băiat, băgămești pula în familia ta de fetiță, de fătălău. De la cei care te autointitulezi șeful pușcărilor, ți-ai dat grăze care nu te cunoaște nimeni. Eu fac live-ul ăsta ca să audă toată lumea, să înțeleagă toți oamenii după TikTok. Oamenii după TikTok sunt oameni normali care nu te cunosc pe tine. Te crede că ești lătrău, te-a văzut că ai vrăjeală de aia de pușcărie. Știi ce zice? Doamne, ăsta a fost șmecher, a fost... Bă, să moară toată familia mea, mă jur în fața voastră, copilul meu să moară. Dacă ăsta n-a fost sclav la protejați, toată pușcăria lui, toate pedepsele lui le-a făcut la protejați, sus la periculos, și era câteva camere de protejați, care s-ascundea când jura lumea pe geam, pe gratii, și s-ascundea câte 3-4 ani să te la protejați ca să nu prindă lumea să-l bată. Și până la urmă tot l-a prins lumea și l-a lăchit și i-a băgat pula în gură și a crustat să mă. Cum s-a întâmplat cu slugoiul ăsta, cu bulangiul ăsta? Ce s-a întâmplat cu el, cum a fost lăchit ăsta? Și iară mi-a un jurământ în fața voastră. El nu mă lăsa să iau bătaie. Și ați auzit pe TikTok-ul ăla că nu e adevărat și că credeți că sunt vrăjeli sau că zice lumea așa care dușmănie pe el sau ceva. Uitați-vă cum mă jur. Să moară șelia mea, fetița mea, că și așa ai jurat ăsta, băgămești pula toată familia ta. Singurul motiv al tău care nu intram eu e că știu că ești pedofil neputincios care înjură copii. Gogule, lasă mă că s-a enervat. Te pupi la jurat ăsta, băgămești pula toată familia ta. N-are nimic ca pâine, te pupi la. E că știu că ești pedofil neputincios care înjură copii. Acum ai jurat de copii, stai să vezi ce-ți fac eu, băgămești pula mormântul tatu și toată familia ta și toată rasa ta și dacă îi fi scăpat toată viața ta de mine. Bă, fiți atenți ce a făcut ăsta, că m-am jurat pe copilul meu. Fiți atenți. În anul ăla, când a fost el lăchit atunci, cad eu la pușcărie cu fratele meu, cu Salvatore și cu Mircea. Să vă zic repede așa. Este țiganul, slug asta, care are TBC Gocule. Și SIDA. Gocule, da, oprește puțin, trească, te iubești tu, oprește puțin. Oprește puțin ăla. Acum ăștia ne sună acotul după noi, acum oprește-o la puțin. Era șmecherie la pușcărie, înțeles? Ăștia... Luam TikTok, am intrat după TikTok-ul nevastă, ascultă-o. Da, eu aleg Vox în premieră, eu. Ce spune Vali, fratele meu, e original 100%. Dacă nu am TikTok, nu am, ascultați-mă. La pușcărie. Vreau doar două cuvinte să spun și ies, că nu stau pe TikTok. Vorbește mâncați școile tele ce vrei tu. Două cuvinte. Smart 2. În București sunt 5 persoane. Da? Cocalari, stochiștii, pianiștii, sportivii și chirani. Atât. Da? Să țineți minte. Vă pup și vă iubesc mult. Te pupă, frățiorul tău, să-ți trească copiii, nevasta, familia ta, tot ce iubești tu, frățiorul meu. Care vrei să urci tu, urcați-mă, frații mei.
Asta e că este aici. Gogi, nu mai băga mă trăiască familia ta, că ne certăm cu ăștia ce că ne bagă și pe noi în discuții, în ala. Eu am pus aia... Bă, mi-e frică de postelui de la Crejan sincer să fiu. Dacă vine peste tine, Gogule, de ce râzi mă, râzi ca fraierul? Hai să spun ceva. Ce pierde mă Costeluș de la Clijan dacă vine și îți bagă vreo briceagă în gură? Să moară familia mea, te prinde pe stradă și zicea. Acum, ascultă-mă un pic, Vili, stai un pic, frățiorul meu, scuză-mă un pic. Eu unul, îți spun să moară poata mea, nu Costeluș, 100 ca Costeluș, dacă nu știu să stau pe teren și dacă are ce să-mi facă. Una la mână. A doua la mână, un om când a fost Sami Săgetuța ta, nu mai ai cum să-ți fie frică de a Vili. Să iau un pic că vrea să intre băiatul ăsta și intru imediat, o secundă, iartă-mă un pic să-ți trăiască măicuța ta. Urcă sus, frate. Eu știu să stau pe teren. Kevinul meu, te iubesc, băi. Bibi Coca. Ascultați cum ce vă spun, încă o dată mai zic. Dacă se există Smart 2 pe lumea asta, ca Salvatore, pe Pum, care e fratele meu, eu, Boc. Fratele meu. Și ascultați-mă și ce vă spun. Și Salvatore, și Mingea, și Sile. Ascultă-mă. Nu se există. Eu vorbesc în dreptul la fratele meu. Dacă se există Smart 2 pe lumea asta să facă cu mine personal și cu Salvatore, eu cu el personal, cu oricine vreau, eu acum la ora actuală, eu mă duc la Clejan, eu cu Salvatore, dacă îi ține pula să iasă în stradă. Dar cu cine să mă bat cu garda? Nu mă bat niciodată cu garda. Ai înțeles? Am înțeles, frate. Dar de la ce a început să înjure iar? De la ce a început toată discuția asta iar cu Vali? Păi frățiorul meu, ascultă-mă, eu n-am treabă cu TikTok-ul, ascultă-mă. N-am treabă cu TikTok. Și frățiorul tău. M-ai înțeles? Eu am intrat după telefonul nevastă-mea și îți spun doar două cuvinte. Când ești un om, îți dă o dată, de două, de trei, îți dăm 50, dăm 100, dăm 3 și când stai macarona... Adevărat. Condu-o tu pe asta cu creierul și îți dai seama, m-ai înțeles? Am înțeles, frățiorul tău. Cum a făcut și bunicul. Dă milă, dă silă, dă... M-ai înțeles? Dar e greu, ești nebun. Oriunde vrea în lumea asta, dacă el vrea și să ține cu mine, cu Salva, cu oricine vrea pula lui, oriunde vrea el. M-ai înțeles? Da. Dar n-am, cu ce mă bat? Cu 1-1-2? Cu 1-1-2 mă bat? Bine că acum suntem toată lumea conștienți, bă, că ți-ești pula ta. Despre ce vorbim? Când zici Mircea, când zici astea, deja faci o comparație prea mare, mâncați și pula ta. E diferență de la cer la pământ. Dar ce drept a pronunțat el numele meu pe Lai? De copii să moară familia mea pe Mircea sau pe Vali, dacă trebuia să nu judece copii pentru nimic. Cu ce drept a judecat el fata mea, fata lui Mircea, fata lui Pășelii, pe toată lumea? Cu ce drept? Bă, eu cu ce stic? Eu n-am nicio treabă. Înjură-mă, bă, pe mine. Ce vrei tu, dar nu înjura copiii, mă. Eu, unu, nu sunt TikToker. Eu nu am treabă cu TikTok.